Întorși acasă dintr-o expediție care le prilejuise multe întâmplări și reușite, eroii filmului nostru, cireșarii, rezistau vacanței calme și blânde, amintindu-și de peripețiile lor din peștera neagră, încheiate cu descoperirea unor căi și saloane necunoscute, cu corectarea hărților și mai ales cu capturarea unor răufăcători foarte puternici. Cel mai entuziast și cel mai ascultat povestitor era Tic, care pentru meritele lui fusese în sfârșit acceptat în grupul cireșarilor. Amintirile stârnite de fotografii lucrau intens și fără întrerupere în sufletul și mintea lui Tic, care se gândea mereu la alte întâmplări posibile, și mai grozave, și mai neobișnuite, mai ales că vara se scurgea leneșă, trezită puțin el din somn doar de apropierea unui meci de box. Mă cam plictisesc. Stau toată ziua în casă și nu fac nimic. Eu unul nu mai pot răbda. Dar ce s-a întâmplat, Ticușor? S-a întâmplat că am nimerit într-un cer de babe ramolite care nu fac nimic și care au neobrăzarea să spună cireșari. Și pe deasupra mai găsesc și prilejul de ceartă. Ceartă? Dar nu pricep. Păi, Ursul și Lucia. Nu știu ce-i apucat. Așa deodată. Eram la Casa de Cultură să-i văd la o repetiție cu piesa pe care o pregătesc. Lucia jucase foarte bine și Ursul a venit să o felicite. Și deodată s-au supărat. Habar n-am de ce. Așa din senin. Acum degeaba le propun o expediție. Nu le arde decât de cearta lor. Iar eu tânjesc după ceva senzațional, inedit. Hai, zombie! Ursule, pentru ce te pregătești? Aș sta frito, la timpul potrivit. Dar foloseam nevoie de tine atunci, ca să trimiți cuiva o invitație. Cui? Hai să vezi tu. Hai, Sophie. Crezi că eu nu știu cui trebuie să duc invitația? Atențiune, atențiune! Atențiune, atențiune! Dragi spectatori și cerătări! În pătrăm va avea loc în orașul nostru un eveniment sportiv deosebit. Atențiune, atențiune! Se vor întâlni într-un meci amical campionul de box al jurilor și sportivul nostru local, Teodor Ursu. Atențiune, atențiune! Mare atracție! Trei reprize a trei minute! Nu te așteptai să mă vezi, nea Timofte, nu? Nemaipomeni. Nu v-a schimbat deloc, deși au trecut câțiva anișori de atunci. În schimb, ea, n-aș mai fi recunoscut-o dacă o vedeam singură. Cu bine, nea Timofte, cu bine. Cu bine.
Ce proști sunt spionii în orașul ăsta. Las că o să vezi tu, deșteaptă-o. Fata în alb. Apariție absolut uimitoare în orașul nostru. Semnalmente, seamănă cu sormea. Dane? Mm. Care-i femininul de la harap alb? Dar tu nu știi, mamă dragă. Nu știu să aleg. Hărăpiță sau hărăpoaică? Zi hărăpoaică. Nu merge, sună prea urât. Atunci zi hărăpiță. Sună prea frumos. Nu înțeleg nimic, mamă dragă, dar lasă-mă în pace. Hărăpoaică nu merge, pentru că nu-i urâtă. Hărăpiță, ea nu merge, pentru că e antipatică. Să-i zicem... Hărăpina albă. Da, hărăpina albă. E cel mai bine. A? Hei, iată-i! Iată-i, despre cine-i vorba? A, te-ai trezit? Da, să zicem. Cum să-ți spun? Ne-am întâlnit în curtea școlii. Ne-am privit reciproc, pe furiș. Și crezi că ursul știe ceva despre ea? Cine știe? O fi de mult în oraș? Nu știu, dar nu poate să fie de mult timp, că o vedeam. Foarte curios. Și n-a venit ca să ne cunoască. Eu nu mă cunoști. La duritatea mea vezi pectorali. Ți-a plăcut? Spuneai că o să vină careva de la noi, de la școală. N-o fi putut să plece din tabără. Mai e cineva în oraș? Aia care ne-am calificat la școlare. Radu, Mircea, Irina și eu ne-au trimis pe toți la o tabără de 10 zile aici. Recompensă. Transmite-le salutări. Păi nu-i căutam eu acum? Nu cred că am să mai stau mult pe aici. Mă cam plictisesc. Vino mâine la meci. Țin foarte mult să vin. Nu prea mă pasionează boxul. Să văd, poate vin. Succes! Ce facem? Eu știu. Să scriem o scrisoare. Lursu? E, Lursu. Fete înalt. Bravo, ai și tu o idee. Ce folos? Cum eu dăm? Lasă, tu scriu. De restul mă ocup eu. Ne întâlnim peste oră în piața Cireșului. Ce ai făcut, Tic? Trebuia să fac ceva? Hai mă, lasă, spune-ai vorbit cu Lucia. Am vorbit. Descurcăm noi treaba, n-avea nicio grijă. Spune așa, că prezența ei la meci e mai prețioasă decât pauza dintre reprize. Vorbești serios? Foarte serios. Dacă vrei să te convingi, vino cu ea la un antrenament. Am să o conving. Ursule, vreau și eu să te rog ceva. Dar nu, până la meci tu ai treabă. Am fugit. Ți-am mai spus, Laura, că n-ai ce căuta printre cei de aici. Cine era băiatul care te-a condus? Un coleg de la școală, bunico, din București. Boxer. Boxer! Au. Nu-ți dau voie să faci cunoștință. O să te prind unde vrei, dar fără cunoștințe. Stai că tu te-a lăsat în seama mea și n-ar vrea să-l tâmpe cine știe ce. Bine, dar tăticul spunea. Eu nu știu mai bine cum să cresc copiii. Eu l-am crescut și pe taicătul și l-am făcut om. Știi doar cu cine ți-a dat voie taicătul să faci cunoștință. Știu. Ionel e plecat cu familia. Victor în Cehoslovacia, iar restul nu prea mă interesează. Bine, bine. Dacă aș fi poet, scrisoarea mea ar fi compusă toată în versuri. Natural nu m-a înzestrat cu acest dar. S-o fel în schimb toate celelalte daruri cu care poate fi înzestrat un tânăr. Chipul tău nu mă părăsește nicio clipă. Mare mincinos, dar n-ai văzut-o niciodată.
E vorba de scrisoare. În visuri mi-apar ca o zână albă. Care visuri? Când au trecut decât câteva ore. Plutesc în lumii reale și adun în jurul meu fiți frumoși neînfricați, cu care să lupt până la istovire. Vino la ora 6, în grădina publică, pe banca din fața statuii aceluia. Gata, merge. Mă duc să văd cum eu placez. 3 bucăți de ciocolată contra 10 sticle cu bere. Că bate ursul? Că nu bate. Bine. Bine, se notăm. Da. O fi ursul bun, dar și campionul juniorilor. Păi ce l-ai campion făcut degeaba, bă? 10 sticle cu bere. Oh, pardon! Desmeticul! Ce n-ai alt loc de fugă? Vă rog să mă iertați! La el, obraznicul! Dă peste oameni așa! Nebun! Obraznici! Dau pic de respect! Dau buzna peste tine! O să te mai miști! Ce generație! Ia uite ce ți-am adus! Vișine! Îți place? Grozav! Știam eu că o să-ți placă. Așa mai adus altele. Ia să le aranjăm puțin. Vedem. Ce bună ești, bunică. Dane? Ce, mă? Ești sigur că e ce-ai scris să vină? Da, mă, da. Pe banca asta? Da, mă. Uite o floare, ți-o dau ție. Mulțumesc, ești foarte rău. Ce ne facem cu ăștia? Aina, dar știu că nu m-am făcut o floare. Să-ți dați de-a floare. Dacă vrei, mai am una de-a floare. Sunt foarte rău. Ce faci? Hai să stăm jos. Să nu s-ar opri. Aici e prea mult floare. Mai bine hai acum. Da, aici e mai cald. Hai. Ce l-o fi venit și astora să stea tocmai pe banca noastră? Cum e? Nu, nu, mulțumesc, nu încă. Las că-i scol eu. Să nu-i lovești! Aha! Ești mare, mă, ce mai? Ai văzut, Dane, ce ți-am spus eu? N-ai mai bine să plec. Parcă să-ți faci, nu ți se pare. Te vorbești că stă pe bancă. Băi! Bine, e voie omul să se odihnească. Altul, ce ne facem? Hai, uite o bancă și stăm pe ea. Hai, culcați. Stai jos. Jos. Bravo, tic. Hai să mergem. Hai. N-o fi ajuns scrisoarea, mă. Crezi? Păi nu i-am adus-o eu. Era să cad. Vezi dacă vorbești prostii, cum să n-ajungă? I-a fost greu să o citească până la capăt, asta-i. Imposibil. N-a citit asemenea scrisoare în viața ei. Da, acum s-ar putea să ai dreptate. Așa de proastă. Răpina ta e fricoasă și complet lipsită de romantism. Dane, ia stai. Ce, mă, ce? O scrisoare. Ce? Stimați copilași, am primit mesajul vostru și am venit să constat cu milă cum stați în copac. Sfatul meu e să vă găsiți preocupări mai potrivite posibilităților voastre. Ce-ați zice să participați la un concurs de trotinete sau triciclete? Pariez că veți sta în copac până la ora 18.30 și că veți face niște mutre când veți citi aceste rânduri. S-a făcut și pariul. Poate ai 4-2 în favoarea mea, între colegi. Dacă nu fie ea contra. Eu știu pe unul din ei. A. Mai bine zis pe una. Angel. Asta e culmea. Tu-i dușmani împreună. Mă, da frumoase, mă. Oare de unde îl cunoaște pe monstrul ăla? Hai că Irina. L-o fi văzut? Sigur. Și acum râde de noi. Și atunci?
așa aia doi care se țin cu noi cine e. Niște copilași, niște proști care fac pe spionii. Ce tâmpiți. M-am săturat de aici de orașul ăsta până peste cap. Ah, dacă ar muta ursul cu câțiva centimetri nasul mai sus. Nu, Dane? Bine ar fi. Băi, tu n-auzi? Ia vină cu acela. Hai, vină cu acela, lasă-l. Da, tu. Ia și gogoșarul ăla cu tine. Hai, vină cu acela. Hai, mai repede, mai repede. Ia vină cu acela. Ce doriți, mă rog? Cu cine vorbești, bă, aștii mă, eu sunt de nasul tău, bă, șipcă. Ce-am vorbit cu dumneavoastră? Da, cu cine? Golan! Chiar eu mă numesc Tic, încântat de cunoștință. Hai, bă, ce te râși tu acum? Și am să te fac knockout chiar dacă ar trebui să mă antrenez 10 ani. Măi! Hai că l-am nebunit pe ce puge. Ce-a fost asta, ursule? Parcă ai dat cu o cărămită. Acum ai priceput ce importanță are prezența ta la meci? Știm despre adversarul tău următoare. E mai puternic decât tine, e mai experimentat decât tine, e la fel de agil ca tine. Deci, pentru noi, două minusuri și un plus. În consecință, el să urcă în ring, sigur de victorie. De la această siguranță trebuie să plecăm noi, bă, să pregătim tactica. Cum, Lucia, mai rămâi, te rog! Lucia, dar mănâncă ursul, bătării, Lucia! De ce a plecat? N-am prea priceput. Spune ceva despre brutalitate. Dar nu este adevărat. Trebuia să-i explici. Am încercat, degeaba. Înseamnă că nu o să vină la meci. Am să pierd meciul. O să încerc, ursule, să o conving. Dar aș vrea să-l bați pe antipaticul ăla, așa să nu-i mai arde de box toată viața. Bagă de seama, ursule. Tactica e clară. Apără-te. Apără-te. Eschivează. Blochează-te. Și în repriza a doua, aruncă croșeul. Dacă tu nu-l faci out, eu mă las de meserie. Hai, gata, copii! Gata, s-a terminat! Ne lăsați, gata, hai. Și tu? Băiatul, copilul, hai, copilul, gata, să-i ajungi. Gata, copii, de zile, copii. Deci să ții minte ce ți-am mai spus. Pumnul stâng, sus, înseamnă căul la corp. Pumnul drept, sus, înseamnă retragere. Palma stângă, sus, atac peste el, treu și peste el. Dreapta, contrar. Ai înțeles? Și acum se vede.
Perfect, perfect. Sunt sigur de victorie. Te voi dirija din colț tot timpul. Un boxer întâi o luptă și pierde luciditatea. Să fie atent la mine, sunt în colț, te suplinesc eu. Adversarul e puternic, îți trebuie lovit tare. Tare de tot, de la început. Tare de tot. Așa. Bine, vezi bine. Nu o să fie acum. Sunt sigur că nu o să vină, cu toate că nu prea pricep de ce. Și dacă nu o să fie la meci, am să pierd. Nu. N-am să mă duc la meciul lui. De fapt, de ce ține atât de mult să fiu acolo? Încă nu pot să-mi dau seama cu adevărat ce se întâmplă. Hai, spune odată, nesuferitule, despre ce-i vorba? Cu fetele nu-i bine să fii niciodată discret. Ele știu aproape întotdeauna care este obiectul discreției. În cazul de față, habar n-ai, mamă dragă. Vrei să vezi că nu-i chiar așa? Bine. E vorba de o fată, nu? Asta e culmea. Pe fata să nu o cunosc. Păi, nu prea. Și nu-i din orașul ăsta, nu? Îți bă joc de mine. Ți-a spus tot, tic. Să-mi răspunzi mai prin da sau nu. Nu-i așa ca să o simt mai de câteva zile în oraș? Da. Stă toată ziua în casă? Da. Fiindcă-i țin tot din scurt, nu? Asta e bună. Crezi că e cazul să mai continuăm? Cine putea să-ți vorbească despre fata în alb? Tu mi-ai vorbit. Eu? Când? Acum. Eu am jucat corect și tu te-ai lăsat prins în joc. Ești o drăcoaică și jumătate, mamă dragă. Dacă aș fi știut, m-aș fi îndrăgostit cumplit de tine. Am trecut pe la ursul. Nu vine astă seară. Și nici Lucia nu vrea să vină. Dar ce-i apucat, mamă dragă, pe amândoi? Să vezi că din cauza lor rămâne nepedepsită hărăpina albă. Dar de ce vrei să o pedepsiți? Pentru că și-a bătut joc de noi. Ah, asta era. Dar voi n-a știut să vă bate joc de ea? Dan a fost un prost. Eu însă am fost un tâmpit. Eu zic să o atragem în cercul nostru. Cred că-s de acord și ursul și Lucia. Și cum să o atragem, mamă dragă? Foarte simplu, discutând cu ea. Cine să discute? În niciun caz voi. Ați fost compromiși. Atunci? Cine? Bună ziua! Pe cine cauți dumneata? Bună ziua! Aș vrea să împrumut o carte de la Laura. Ne cunoaștem de la București, de la concurs. Laura, ia vină încoace. Da? O cunoști pe fata asta de undeva? Ia spune. Nu știu. Am aflat că ești în orașul nostru și cu nu ne mai văzusem de mult, de la concursul literar de anul trecut. Concursul literar de anul trecut. Pături, castele, săli mari întunecoase, coloane, sunete ciudate, fantastice. O fată în alb plutește diafan, cu pași de balerină, peste lespezile din săli și grădini. Premiul întâi pentru cea mai bună compoziție literară, Maria Florescu. Pentru compoziția Castelul celor două cruci,
care a meritat cu prisosință premiul întâi, i se acordă premiul al doilea pentru că lucrarea a fost predată neterminată. Eleva Cosma Laura. Prima înfrângere din viața mea. Tu ești Maria Florescu. Da. Dar noi nu ne-am cunoscut niciodată. Cum? Atunci ce cauți aici? Te rog să pleci imediat. Văd și eu ce-i cu cireșari ăștia. Vroiam să-ți spun ceva. Laura! Vino încoace! Mai repede, mai repede! Da, bunico, ce s-a întâmplat? La vârsta ta, să sărgeam. Bine, dar asta n-are nicio... De azi înainte, nu mai ies din casă. Gata! Am să fug de aici. N-avem ce face. Amânăm discutarea cazului fetei înalt pe mâine. Acum mă preocupă ursul. Ursule, nu așa că dacă n-a tu... N-a venit? Aia să vină. Acum se gândește la conformația oaselor. Chiar n-a venit? Ursule, ce-i cu tine? De ce te tot gândești la ea? Ursule, victoria stă în tactica ta, dar și în croșeul de dreapta. Oferă câteva succese ușoare, atrage-l și apoi croșeu. Toate semnalele și intențiile adversarului le știu. Le-am reținut absolut pe toate. Tu ce zici? E corect să îi le spun? Nu cred că ar trebui să-l înarmăm pe unul dintre adversari cu o armă în plus. Ar fi necinstit. Bravo, ești așa cum am început să mă aștept de la tine. Uite-o. Uf, a venit. Mergem în spatele fetei în alb. Gata, mă. Doriți o bomboană? Nu, mulțumesc. Eu ar trebui să vă ofer bomboane. Ați câștigat un pariu. Ăla cu copacul. Nu-mi dați posibilitatea să ne o revașa? Nu pariez decât la concursul de trotinete. Păcat că nu paria ci la concursul de frumusețe. Prietenul dumneavoastră o să se schimbe foarte mult în timpul acestui meci. O să vedeți. Haide, ursu! Haide, ursu! Haide!
lovitura decisivă. Ursu, ferește-te! Două! Trei! Patru! Cinci! Acum, dacă vrei, poți să-mi dai o bomboană.
am vins eu. De fapt, am vins raționamentul. Boxul nu trebuie practicat orbește. Nu poate să gândească altul pentru tine și doar să lovești. Când l-am atacat și l-am obligat să gândească el cu capul lui, atunci l-am învins. Unde-i Lucia? N-a venit. Bine, dar biletul? L-am scris eu. Cum așa, măti? Ce eram prost să pierd miciul din cauza ei? Dar nu înțeleg. Ursule, ești formidabil. Care e? Fata Nan. Hai acasă, Timoșa. Hai, da. Hai.